dimineața, Răzvan, bine v-am găsit. Vine Paștele și astăzi împreună cu Oana și Narcis Răducan o să vă prezentăm câteva dulciuri speciale. Bună dimineața, Oana. Bună dimineața. Ce ne-ai pregătit astăzi aici? Multe. Torturi, cozonaci, pască, pentru că se apropie sărbătoarea Învierii Domnului. Vreau să-mi vorbești puțin despre pasca aceea. Da. Sigur, este o pască tradițională, numai că este glazurată cu ciocolată, în diverse culori. Este Miami, așa, da? Dar este gustul inconfundabil de pască cu brânză și mascarpone. Cozonacii arată într-un mare fel. Mulțumesc, rețeta mamei. Este cozonacul clasic moldovenesc, tradițional, cu multă nucă și ciocolată și unt, care oferă umiditatea necesară. Un chec, ca să îndulcim și persoanele care sunt mai... nu atât de tradiționale, da? Să îndinăm noul, un chec cu lămâie și un ganaș de smeură și glazură de ciocolată cu smeură. Avem acolo un tort care mie îmi place foarte mult. Bănuiesc din cauza sticlei, nu? Datorită. Da. Ce conține acel tort? Este un tort cu multă cafea, o combinație cu un blat cu nucă și cafea și o cremă de ciocolată cu inserții de caramel și cafea. Este un tort foarte gurmand, delicios. E preferatul meu, să știi. Avem aici un tort cu multe fructe. Da, este preferatul lui Narcis ăsta, trebuie să-i spun. Este un tort cu mus de smeură și blat brownie. Nu știu. Narcis, bună dimineața! Salut, bună! Știu că ții post, cum reziști? Nu sunt la primul post, că altfel foarte greu, dar să știi că faci și prăjituri de post, inclusiv cozonaci de post foarte buni, așa că ne împăcăm până se termină postul și începe după Paști, sigur că o să gust din toate. Eu sunt deja familiarizat, dar de fiecare dată mai găsește câte o rețetă și diversitatea este accentuată. Narcis, tu ai fost un fotbalist tehnic. Cu ce fotbalist ai compara-o pe soția ta în bucătărie? Păi, nu știu, acum câteva luni chiar unor colegi de-ai tăi le-am spus că e un Messi al cofetarilor. Nu știu, dar oricum este foarte creativă, spontană și pasiunea asta și-a descoperit-o acum și ne bucură pe toți. S-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și îi suntem alături, eu împreună cu cei trei copii, pentru că avem numai beneficii de pe urma acestei pasiuni. Oana, am înțeles că ai învățat această meserie de la o doamnă sau de la cineva școlit la Paris, nu? Așa este, da. Una dintre profesoarele mele a fost o doamnă, da, care a și studiat foarte mult în Paris. De la Ana Consulea, de exemplu, care ea e una dintre cele care au studiat în Franța, de la cei mai buni din țară. Am încercat să fur, pentru că meseria se fură, de la fiecare și o fac cu drag și cu multă pasiune. Spune-mi, te rog frumos, avem aici și două tortulețe, nu? În formă de iepuraș pentru copilași, nu? Pentru copii, da, pentru că cei mici îl așteaptă pe iepuraș odată cu venirea Paștelui și atunci am încercat să facem și ușoare de ciocolată. În fine, ei se bucură. Foarte multe și datorită lucruri, formelor. Foarte multe lucruri, sunt convinsă că sunt și foarte gustoase. Eu o să-mi aleg acel tort și Adi, vreau să-l vedem și noi în imagini. Acel tort o să-l iau cu mine la redacție. Răzvan, deocamdată atât de aici, mă întorc la voi.